Să vă răspund la prima, la întrebarea care mi-ați adresat-o. Programul nostru privind sprijinul Republicii Moldova este un program multianual, nu este un program care să fie avut o singură fază. Împreună cu autoritățile din Republica Moldova am stabilit pentru acest an diversificarea tipului de ajutor pe care îl dăm Republicii Moldova. Eu cred că, dacă e vorba să explicăm de ce, noi suntem datori să sprijinim Republica Moldova pentru ca să se dezvolte, pentru ca să se întâlnească cu un destin european. Nu explic istoric de ce este nevoie și de ce am hotărât asta. Este o hotărâre nu numai a guvernului de acum, este o hotărâre a României de după 1990 și cred că trebuie să intensificăm aceste lucruri.